If you've come to kill me, I hope you brought friends. Yo, salutare tuturor, numele meu este Alex, iar astăzi jucăm un meci cu Mundo în junglă. În principiu, build-ul pe Mundo e destul de simplu, vei să începi Q, după aia maxezi E-ul, după aia W-ul. O să luăm itemul ăsta, deși și ăsta este foarte bun. În principiu vrei să-l iei pe ăsta. Dar pentru movement speed-ul ăla nebun, ar fi ăla, cum am spus în meciul cu Darius, ar fi acela albastru. O să jucăm ăsta în schimb, e mai chill. Am fi putut da invade dacă eram și eu pe fază, dar nu. E ok, nu cred că scoatem foarte mult, decât un mult damage de la Rengar, care aparent... Ah, dacă nimeream și ăla. Nicely done, man. Huge. Cred că mai luăm unul. Am nimerit-o. Ok. Avem first blood-ul, foarte bine. Din nou n-am webcam pentru că ideea era că ăsta e al doilea clip din seria cu iubita mea doarme, dar iubita mea s-a trezit între timp. La ora 10. E ora 10 jumate, ca să înțelegeți, nu e atât de târziu. S-a culcat de vreme. Ok. Am pierdut și un pic de viață, nu cred că e atât de mare problemă, totuși sunt Mundo. Clearing-ul lui nu e atât de bun, adică e bun clear-ul, dar puteți vedea că ții destul de multă viață. Ok, acum ar trebui să-l kaituiesc un pic. Mai dau un Q în auto și ar trebui să fie mort, nice. Mă luăm eu. Dăm smite. Bum. E-ul. De fiecare dată când îți dai E-ul pe un minion cu low HP, o să treacă prin minion și o să se lovească pe toți, dacă minionul moare. Deținut în minte chestia asta pentru clear, e destul de importantă. Dacă nu o faci properly, clear-ul tău este mult mai slab, aș spune. Ok, din nou mi-a ieșit fix ce am zis. Ok. Nu e atât de bun ca la Darius, cu siguranță, nici pe aproape, dar este bun. Plus că în momentul ăsta Mundo este un S-tier champ. Silas e top, sunt împotriva lui Silas, a vrut să fac un level 3 gank, dar a pierdut un pic timpul din punctul meu de vedere cu gank-ul lui. Aici am dat eu prea devreme, dar e ok. Pot să-mi bag o poțiune, poate scoută un invade, de-aia o să-mi bag o poțiune acum. Să fim siguri. Uite-l. Mă așteptam. Nu cred că scap. No. Wow. N-am vrut să-mi dau ghost-ul. Nu joc flash, joc ghost, ceea ce e gen ok, dar... Ok, dacă e fraier, teoretic are smite. Dacă are smite-ul, poate să-mi ia blue înainte să ajung eu acolo. Dacă n-are smite-ul, nu poate să-mi ia și-l bat. Hai să vedem ce se întâmplă. Merită riscată. Teoretic îl bat acum. Vedem, oricum are runa asta care e enervantă, dar e ok. Hai să vedem ce a făcut. Mi-a luat blue. Wow. Păi și când s-o apuca de... îi mort. N-are nicio șansă. O să iau ăsta. N-am ce să mă mai duc pe top. Bine jucat de Silas. Cam asta trebuie să-i faci la Mundo, pentru că Mundo este foarte slab la bătăi 1v1, mai ales la... punctul ăsta al jocului, să zicem. Interesant dacă el credea că... Oh, cred că ar putea să vină la mine, actually. Trebuie să am grijă. Ar putea să vină fără să-l văd, ceea ce ar fi foarte nașpa. Vedem. Mundo e late game skill champ. Nu trebuie să-ți faci griji dacă ai murit odată. Silas este OP 1v1, mai ales la levelul ăsta. Imposibil pentru un campion ca și Mundo să-l bați. Poate cu Darius aveam o șansă dacă jucam Darius și meciul ăsta. Dar am zis să nu risc pentru că Darius nu scalează atât de bine ca și Mundo. Darius în early vrei să faci treabă cu el. Și... căcat. Foarte prost e situat crabul ăsta, este efectiv, zici că e pus împotriva mea. Nice, topul a câștigat. Mândru de ei. Am luat ambii crabi, e masivă treaba. Mi-e teamă să fac un gank aici, sincer. No, Lux n-are mana, îmi pierd timpul. Și oricum, dacă vine Silas, ne bate pe amândoi.
Uităm W. Mai activăm o dată. Am încercat să iau cât mai mult am putut cu eu, dar e ok. Odată ce e Hardsteel, sincer, nu cred că pot să mă mai bată Stylus. Dar e în urmă. A făcut niște lupte acolo pe top din urmă. Teoretic e chiar în urmă. Dar Rengar e bot. Aveam impresia că Rengar e jungle. Deși am realizat, adică știam că Silas este jungle. Nu știu de ce am... Totuși tot am crezut că Silas este... Că Silas este bot sau ceva. Nu știu. N-aș vrea să fac gank până la level 6. Mundo nu e genul ăla de campion. Deși se poate, e super gankable, actually. Plus că după am redu up la 50 de secunde. Și chiar aș vrea. Unde s-au dus? N-au plecat, ok. Unde e? Ok, hai. Let's go. Am dat ghost-ul. L-am prins. Very nice. Un Q pe el. Very, very nice. Un gank extrem de successful. A venit și Lux, ne-a ajutat un pic cu ultima ta ei. Acum sper să nu se bazeze pe mine că o să mă bat, pentru că n-am luat niciun kill și oricum nu o să-mi dau back. Dar a fost foarte worth. Morgana, asta, MF are 2 kill-uri în momentul ăsta, Morgana 3, botul meu e fidat, ceea ce e perfect. În principiu cu Mundo vrei să-ți fidezi cu echipierii, nu pe tine. Deși și dacă te fidezi pe tine ești puternic. N-aș putea să vin, din păcate. Trist. E ok, nu e bai. Mergem, facem full clear, facem level 6 și după aia ne dăm back. O să-mi cumpăr prima dată, cred că Giant's Belt și după aia Kindle Game. De fapt, Kindle Game e mai bun pentru că îmi dă Ability Haste. Ăsta, în schimb, îmi dă mai mult health, iar abilitățile lui Mundo, în principiu, scalează cu câtă viață are. Vedeți? Deși Q-ul lui dă 25% curent Magic Health Damage, ceea ce înseamnă că poți să bați și campioni care sunt tanci. Ceea ce e interesant, să faci un campion care este tank și care vrea doar viață ca să scaleze. Adică AK nu-l poți omorâ. Să omoare și tanci. Foarte ciudat. Un pic prea OP. Am făcut level 6. Am putea să-i facem gank lui Yori, cred. Chiar am putea. Doar că, din păcate, wave-ul nu. Wave-ul nu-i bun. Wave-ul e bun pentru Yorick. Yorick pușează spre el. Ok, ăla vrea să facă el chestii nașpa acolo care nu-mi plac mie. Ok, o să luăm ăsta, ăsta, nu ne putem la buți, nu e nicio problemă. O să luăm un din ăsta, ne ajută la base health regen. Base health-ul meu e destul de mare, având în vedere că și runa pe care am luat-o aici este 52 de health, based on based on level. Mi se pare că ăla a făcut pathing pe top. Dacă mai pot să fac un gank bot, wow, deci îmi place, deja vedeți câtă viață am. Ok, dacă pot să mai fac un gank bot și să luăm dragonul, match-ul e giga winnable. Da. Shit, very nice. Mă duc aici direct. Sau? Ok. Ouch. Îmi dau smite-ul pe el, să fiu sigur că moare. Ok, ar trebui să pușăm wave-ul. Cât putem, Ezreal să piardă cât mai mult farm. Nu contează că pierde un pic și MF, MF oricum e mai fidată ca el. Award-uri pe setul nu-l putem face. Riscant ce face Morgana, dar e foarte bună. Adică știe ce face, știe ce are de făcut, aia vreau să zic. Aș putea să mă duc să-mi iau blue în schimb. A pus și un ward, a pus un ward absolut perfect. Super ward-ul. Nice play, făcut de Lux. Rengar e aici. Vin și eu. Cred că îi bate Jax pe amândoi, by the way. Lejer. Lejer. Well fucking played, echipa. M-aș duce acum... A, mi-au luat blue, ăsta făceau ei. Ce player fenomenali. Opa, vin și eu. Unde e? Era acolo. Nu mai e. O să iau ăștia. Da, foarte drăguț. A, pe bune? L-a luat ea. funny. Funny. La 1200 ne dăm primul back. Soto. Nu mai mi-e teamă de Silas în momentul ăsta. Sunt puternic. Plus ultimata. Greu de omorât Mundo. În situația în care mă aflu eu acum. Nu știu exact dacă vrei să-ți activezi W-ul încă o dată în momentul în care-l apeși.
N-am citit foarte bine despre chestia aia. Gen, bă, ar fi mai bine să o fac, ar fi prou să o fac, nu știu. Nu am documentat. Ideea e că se lăsă cu câteva campuri în spate, 5 acum. Probabil farmează și el și nu mai e chiar cu 5. Uneori îl activez, alteori nu. Request, de exemplu, dă dealing ceva damage. Cred că îmi dă heal dacă îl activez mai repede. Nu știu exact ce se întâmplă. Să-mi dăm back. Heartsteel și după aia dragonul. Nici nu mă interesează asta. Adică bine, dacă luăm dragonul prima dată, da, iau și ăla, n-am probleme. Dar vreau dragonul, adică mereu prioritizez dragonul. Sunt foarte bun buți ăștia, slightly magical footwear pe Mundo. Îi primești gratis, nu mai trebuie să plătești bani. Plus că sunt mai rapizi decât... Sunt mai rapizi decât buții normali, îți dau 10 movement speed și upgrade-ul pe care îl faci din ei își păstrează movement speed-ul, ceea ce este sweet. Dar stai că nu-i bine. Ba da, e bine. Relativ. Nu e așa de bine. Nice. Huge. Mi-am luat și stack de Heartsteel. Ceea ce e doar extrem de bine. N-are ce să fie rău. Holy fuck. Damage de Heartsteel, by the way. I-am dat slow, nu mai scapă. Nu mai scapă. N-are nicio șansă să scape. Am ghost. Ok, nu știu ce vrea și Rengar să facă. Dar sunt interesat doar de ăsta. Nu-i vreau blue, chiar nu mă interesează. Ok. Oh, i-am prins slow. Nașpa pentru tine, pisicuță. Wow, cât damage e Heartsteel-ul meu. Holy fuck, man. Hai aici. Câte Heartsteel procuri? 100 în momentul ăsta. Stau pe 100 max health gain. Plus damage-ul pe care îl dă este dezgustător. N-are sens să mai dau smite-ul. Din momentul ăsta nu te mai interesează să-ți dai back. Adică te interesează, dar chiar. Important e doar să-ți iei Heartsteel-ul, pentru că începi să-l stachezi. De-aia vrei să-l iei cât mai repede. Un item interesant also pe Mundo poate fi asta numai, gen dacă vrei să faci experimenting. Nu e adică nu cred că e atât de bun, dar pare a fi, mai ales dacă joci lane. Titanic Hydra se numește, cred. Da, Titanic Hydra. E un item foarte, foarte bun. Pentru că scalează cu câtă viață ai și dai mai mult damage în... asta de damage exact. Echipa mea câștigă blană. Equal, deci attack damage equal to 2% bonus health. Iar având în vedere că tu pe Mundo ăsta ai extrem de mult bonus health, pentru că eu personal mi-aș lua și Warmog's Armor, mi se pare un item extrem de bun și chiar este la recommended. Și este cu un motiv, pentru că scalează foarte bine pe Mundo. Dacă a reușit să-i las să mă bată odată în early, în late nu mai are nicio șansă. Nicio șansă. Q full, Silas level 8. Ok, Silas aici face ceva. Ok, hai să vedem ce-i putem lua. Și el îmi poate lua blue dacă vrea. Oh, mulțumesc de ajutor, Ezreal. Vine și tati al vostru. Bună, băieți. Aia e. Opa. Opa. E mort. Nice, boys. Așa vă vreau. Stăm pe 1800 gol. Imposibil să murim, cum am zis. Era un pic close acolo. Nu știu cine mi-a dat damage-ul ăla. Cred că Silas cu Night Harvester-ul lui. Altfel nu-mi pot explica cum am luat atât de mult damage. Dar și Lux își face treaba bine rău de tot. Ok, pot să-mi dau back. Buții pe care mi-aș lua ar fi plated. De-aia, de fapt, nu o să-mi iau Mercury. Da, Mercury plus să începem să construim deja Sunfire. Tot un item cu multă viață, multă armură, de ce nu? Vedeți runele, Approach Velocity, cum am zis, Magical Footwear, ale importante, Grasp of the Undying, Demolish, pe care nu prea poți să-l folosești momentan decât dacă vrei să faci push. Second Wind,
destul de bună și Overgrowth. Overgrowth, o rună care din nou îți dă viață overtime. În momentul ăsta avem 141. Cu cât mor mai mulți minioni în jurul tău, cu atât faci mai mult. În momentul ăsta avem 141. Hai să vedem cât de mult ne dă un camp. Vedeți? 145. Ăștia mici nu se... Ba da, se pun și ăștia. 148. Deci vedeți, noi strângem viață efectiv cu fiecare kill pe care îl facem, de minioni, de orice. Overall, Mundo, un campion broken, aș spune. Este broken, rău de tot, sincer. N-aș vrea să-mi dau ghost-ul. Efectiv. Are word. Ani nu cred că e interesată. Uf. Uf, uf, uf. Mai bye. Heal 3 genul meu este prea mare ca să conteze faptul că pierzi un pic de viață. Aia se spunează asta în 40 de secunde. Ceea ce e interesant. Nu știu dacă să-l iau. Ok, îl ia Silas. Ba nu se bate cu... Ar trebui să mă duc încolo. Nice, vin și eu. Îți departe, dar vin. Mamă, dar îți departe, nu glumă. Ok. Haide, 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 haide. Nu, Lux. Lux. Opa. O pisică supărată. Omorâți pisica. Nico. O Nico supărată. I-am dat slow, cred, deja. E moartă. Doamne, cât damage dau. Ok. Silas. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Nu! E viu. Care ăia? Dacă nu era ăia spawnați, era mort. Hai aici. Hai să fim serioși, boys. Chiar credeți că, că mă omorâți? Îl las pe Jack să-și facă treaba. N-are nevoie de ajutorul unui biet Mundo. Hai că am dat și eu. S-a dus eu ăla un pic wide. Nu prea unde trebuie. Am vrut să dau un camp, da. Vinim și noi. Băieți? Cred că îl prindem și pe el. No, nu scapă. Nice. Hai bă! Dau pe lângă. Și pentru cei care m-au întrebat, pentru că am primit destul de multe comentarii cu de unde joci, pe ce server ești, bla bla bla. Joc pe U-Vest. Că aici am început să joc, aici am se joacă Vărămiu, prietenii, toată lumea, aici. Da, sunt mai mulți români pe UNE, total de acord. Dar asta nu înseamnă că trebuie să e mort. Ah, n-am vrut asta! Am pus erald, vreau să pun word, am uitat. Plus că EU-Vest este un server mult mai prestigios, mult mai apreciat în comunitate. Poate nu în comunitatea de România, pentru că poate nu înțeleg românii. Dar dacă într-adevăr vrei la un moment dat să faci o treabă serioasă cu jocul, cred că nu știu, poate joci bine și vrei să joci pentru o echipă sau ceva, știi? Ai mult mai multă credibilitate cu EU-Vest. EU-NE, sincer, nici nu există. Adică există, dar nu e gen atât de important ca EU-Vestul. Dacă într-adevăr vrei să-ți dovedești skill-ul, vii pe EU-Vest și faci climb. EU-Vestul, ca să înțelegeți, diviziile pe EU-NE sunt inflate cu în jur de o divizie. În jur de, nu știu exact cât. Desigur, e o probabilitate față de EU-Vest. EU-Vest este, adică dacă ești pe EU-NE, să zicem Diamond 3, pe EU-Vest vei fi Platinum 3. Dacă are sens ceea ce vreau să zic, ar trebui să aibă. Deci cam asta e discrepanța între EU-Vest, EU-NE. Aici credeți-mă pe mine că în Silver o să dați de playeri care joacă absolut perfect din punct de vedere macro și dacă sunt One Tricks, joacă și, perfect și din punct de vedere... Bine, perfect, perfect e greu. Dar joacă foarte bine din punct de vedere micro. Știți ce zic? Na, nu o să-mi dau ghost. Sau? Aici, bro. Bro, 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 bro. Pe ăsta nu-l vezi? Real. Holy fuck.
Deci, da, dacă aveți rang bun pe Ovnes și chiar vreți să vă testați rangul, să vedeți, nu să vă testați rangul, că e clar că îl meritați dacă ați ajuns la un anumit rang, nu neapărat, de fapt, pentru că să ieși din Silver și din, adică să ieși din Silver, ceea ce mă chinuie eu în momentul ăsta să fac, este mai greu decât să joci la anumite rancuri, mai ales dacă ai un macro bun. Micro-ul și playerele pe care poți să le faci nu contează absolut deloc, credeți-mă. Macro e cel mai important. Ăla te urcă în rang. Macro, desigur, înseamnă și mentalul pe care l-ai, să nu te tiltezi, ceea ce fac eu. De fiecare dată când mă tiltez, încep să pierd meciuri în loc să le car. Ok, avem ăsta pe care vreau să-l iau. O să dau back prima dată pentru 3700 gol. Dar da, v-aș sfătui pentru cei care chiar sunteți pasionați și sunteți pe une și vreți să încercați, faceți-vă un cont pe EU-Vest și vedeți cum e. Vedeți la ce rang puteți să urcați. Nu e diferență enormă între ele, dar o să vedeți că sunt player foarte, foarte bune aici. Nu zic că pe une nu sunt, dar aici este lucrurile sunt mai consistente. Meciurile se simt mai de high elo și în silver și în gold, aia vreau să zic, decât în... În une când ești în silver, simți că ești în silver, tati. Știi ce zic? Și echipa ta și echipa adversă, dar pe EU vest, lucrurile sunt sunt jucători foarte buni. Desigur, ai și interi ăștia, care au 0-7, 0-3 cu 5. Bine, 3 cu 5 nu era, 1-13. Dar păi, tocmai de-aia zic că este greu să ieși din silver și din iron și eu mai știu ce. Chiar și gold. Pentru că sunt genul ăsta de playeri care poate să fie în echipa ta. Bine că am dat smite aici când îl fura Israel să moare de Axana. Ok. Următorul item vreau să-l fac cu Armox Armor. Hai că mi-ai dat... Oh, mi-a dat dodge. Am ce panoramă cum... Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Bine, îl înțeleg când ți-e frică de cineva și... Da, înțeleg. Da, hai pe ăștia. Ghost. Salut, fratele. M-am mai rupt, ești nemon. Nici n-are sens să ne batem acolo. Ăsta e și el mort. Hai, aici să încheie meciul. Și da, probabil voi rămâne să joc pe UVS, cel mai probabil. N-am niciun plan să mă mut pe une. Înțeleg că acolo e comunitatea de români și că e așa, dar din păcate e irelevant pentru mine. Eu chiar vreau să încerc să văd ce performanță pot să fac pe jocul ăsta și să întâlnesc playerii într-adevăr buni. Și playerii cei mai buni, realmente vă zic, cei mai buni playeri, da, din Europa, îi veți găsi pe UVS. Jankos, bine, nu sunt cei mai buni în momentul ăsta, au fost, dar tot, cred că așa. Foști, playeri, Broxa, nu mai știu cine e, dați mulți. Toți aici, așa, îi găsiți, da. GG, ăsta a fost meciul, simplu ca bună ziua, minute, 20 de minute aparent, cu tot cu ceea ce am făcut eu. Pot să-mi deschid și web-ul la fel ca de final de video, deși din nou nu să mă vedeți că e întuneric, că am zis, Dia dormea, aia e. Închidem web-ul. Mă bucur că am clipuri foarte bune și cred că am și intrat înapoi în Silver 2. V-am zis în momentul ăsta, acum joc în junglă. O să urc foarte tare în rank. Foarte, foarte tare. Am intrat foarte mult. Uite, de exemplu, ca să înțelegeți diferența, da? Meciul ăsta cu Hecarim. Meciul pe care tocmai l-am filmat, meci pe care tocmai l-am filmat, meci pe care l-am jucat foarte bine, meci în care am intrat. Meciurile astea, vă jur pe cea mai sfânt, cu Hecarim și cu Tânsu. Am început să scriu și să mă înjur cu aia pe chat. Acolo s-a pierdut tot. Pentru că jucau... Bine, ăsta să zicem că era pierdut oricum. Pentru că e un pic destul de prosinj dacă echipa ta nu joacă bine. E bun pentru că poți să sfidezi echipa. Și oricum build-ul era de căcat pentru meciul ăla. Dar cu talon, dragilor, cu talon, vă jur, vedeți și voi, niciun meci nu pierd. Nu știu ce fac cu talon, cu build-ul ăsta de-mi place mie. Bă, dar rup. Rup cu talon. Și aparent și cu ăștia. Și o să mai joc junglă. Mi-am găsit niște picuri care sunt bune pentru mine și cu care știu să joc. Cu siguranță intru în gol. Nu știu dacă reușesc înainte să termine pre-season-ul. Mi-aș dori. Nu știu câte zile mai sunt. Aia e faza. Dar nu contează. Eu am fost Alex. Vă mulțumesc mult de tot vizionare. Ne vedem data viitoare. Vă pup. Nu uitați de like, subscribe. Ajută enorm. Pa, pa.